Bună ziua, mă numesc Gelu Leitu, sunt profesor de educație fizică și sport la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu și am avut astăzi onoarea și plăcerea să vizionăm o lecție metodică a domnului profesor Ioan Galață la clasa a doua. Un profesor extraordinar, dascăl desăvârșit, pedagog, un exemplu pentru tânăra generație. Aș vrea ca și colegii mai tineri să urmeze exemplul acestui profesor minunat, care, din păcate, în acest an școlar va pune capăt carierei didactice. Domn profesor, multă sănătate și o pensie cât mai lungă. Acțiune metodică desfășurată astăzi la Colegiul Național Octavian Goga, lecție susținută de nou profesor Galață Ion, un alt fel de activitate didactică, o alt fel de lecție, în care elevii clasei a doua au participat activ cu indici măriți de eficiență, ținând cont de faptul că temele lecției au fost unele enunțate la începutul activității. Nu a fost o activitate desfășurată înainte cu 2-3 săptămâni de zile, a fost o activitate ad hoc. O activitate în care angrenarea copiilor a fost 100%, în care copiii au demonstrat abilități de a numi mingile de basket, au demonstrat abilități în ceea ce privește dezvoltarea calităților motrice, o participare activă conștientă, fapt care denotă că la disciplina educație fizică și sport există continuitate în pregătire. Orele de educație fizică și sport se desfășoară în conformitate cu metodologia, cu capacitățile copiilor și în funcție de condițiile materiale care se găsesc la unitățile respective. A fost o acțiune reușită, o acțiune care o repetăm, să știe absolut toată lumea, în fiecare semestru și pe viitoarele module, cel puțin o dată pe modul.